Bună ziua, stimați telespectatori, vă mulțumim ca de fiecare dată că ați ales postul de televiziune Capital TV Petroșani. Continuăm seria emisiunilor electorale. Astăzi, în studioul nostru, aici lângă mine, se află două distinse doamne din cadrul organizației PSD Lupeni, Partidul Social Democrat Lupeni. Este vorba de doamna Anca Elena Cordea. Bine ați venit în studio. Bună seara, bine v-am găsit. Și de doamna Mihaela Cazacu. Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Anca Elena Cordea este profesor de istorie în cadrul Colegiului Național de Informatică Carmen Silva Petroșani și lupenenii o vor găsi pe listele de candidați de consilieri din partea organizației PSD Lupen la alegerile de duminică. Iar doamna Mihaela Cazacu este economist, mă rog, pe funcție de contabil șef la liceul teoretic Mircea Eliade din Lupenie. Cred că cei de acolo, de la liceu, o cunosc foarte bine, probabil că și ceilalți din oraș. Ce să spun, iată că astăzi o să mai avem o emisiune în care tot de la același liceu există un alt reprezentant, profesor de istorie, la fel ca și doamna Cordea, deci iată că la bază văd că la partidele noastre, cel puțin la Lupeni, foarte mulți profesori, economiști, ingineri și medici. Și medici, da. Da. Și am văzut și pensionari și oameni care au lucrat în minerii, dar predominant profesori. Avem cam din toate meserii. Se vede, de exemplu, la Lupeni că primarul Lucian Rezmeriță este profesor de meserie. Deci, da. La bază și nu uită niciodată de lucrul acesta și fratele dumnealui, senatorul Cristian Rezmeriță, la fel profesor la bază. Tot de fizică. Da. Bun. Acestea fiind zise, v-am făcut prezentările. Eu, ca de fiecare dată, îi las și pe invitații mei să prezinte în momentul în care vin pentru prima oară și ca atare câte un minuțel, două fiecare, vă rog să vă uitați în camera acolo și să vă prezentați celor care nu vă știu poate. Deci începem cu doamna Cordea. Da, cred că mă știu bine și cei din Lupeni și de câțiva ani și cei din Petroșani, pentru că am venit în Lupeni acum 16 ani și am început cariera didactică la Lupeni, la școala gimnazială numărul 3 și ulterior și la liceul teoretic, deci am fost colegă și cu Mihaela și cu domnul Tănase. Și acum de câțiva ani sunt profesor de istorie la Colegiul Național de Informatică Carmen Silva Petroșani, locul unde până la urmă am luat contact prima dată cu domnul primar. Mă bucur că fac parte din echipa PSD. Am intrat în echipa PSD acum 3 ani de zile la inițiativa sau din inițiativa domnului primar. Cu emoție, să știți, pentru că auzisem din oraș de această mare familie PSD, pentru că așa ne place nouă să spunem și sunt convinsă că așa este după acești 3 ani de zile, mi-am dat seama că așa este. Cu mare drag am intrat cu emoție și acum nu mai am, pentru că am fost foarte bine primită. Suntem un grup mare de peste 1500 de membri activi, implicați, dăruiți, probabil că și de aici un pic de invidie din partea celorlalți din jurul nostru, că noi suntem mulți și puternici și uniți și sunt convinsă că toți cei din Lupeni sunt alături de echipa PSD Lupeni, dovadă și faptul că în ultima perioadă foarte mulți membri, noi undeva la peste 400 de membri, s-au alăturat familiei PSD Lupeni. Da, care se tot mărește. Am da, citit se mărește, da. Peste 400 de membri da. Acum în câteva zile ne dovedește treaba asta faptul că domnul primar este apreciat, că au, oamenii din Lupeni au încredere în domnul primar și sper eu și în echipa PSD. Că da. Vom vedea duminică ce se întâmplă, dar sunt sigură că lucrurile vor merge foarte bine pentru că în această perioadă foarte mulți oameni ne-au primit cu brațele deschise. Acum, clar că nu toată lumea, nici nu e posibil așa ceva, dar foarte mulți oameni ne-au primit cu brațele deschise și au văzut schimbarea din municipiul nostru și sunt convinsă și asigur că
vor continua aceste schimbări, cu siguranță. Da, doamna Cazacu, așa, vă rog. Încă o dată, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Deci, sunt economist de profesie. Cu multe emoții în studio. Cu foarte multe emoții, deși am mai fost, dar de fiecare dată am emoții în fața camerelor. Lucrez la Liceul Teoretic Eliade din anul 1992. Pe atunci era director adjunct domnul Tănase. Între timp am absolvit facultatea. Prin 98 am terminat Facultatea de Științe la Petroșani, managementul firmei. Și din acea clipă am devenit contabil șef al liceului teoretic. Liceul meu are în subordine, sau liceul nostru are în subordine școala gimnazială numărul 1 și școala gimnazială numărul 2. Avem 1400 și ceva de elevi, 122 de persoane. Bun, o să mai vorbim de școală. Da. Acum despre dumneavoastră, dacă mai puteți să le spuneți oamenilor. Despre de mine activitate politică, ca și de ce activitate... ați ales echipa PSD-ul, eventual de ce primarul Lucian Rezmeriță? În primul rând, în Partidul Social Democrat am venit acum 2 ani. M-am alăturat aceste echipe frumoase cu niște oameni extraordinari. De ce Lucian Rezmeriță? Pentru că de-a lungul timpului, sau mai exact în ultimii 3 ani de când este primar, am urmărit evoluția și am fost încântată de ceea ce a putut să facă omul Lucian Rezmeriță și primarul Lucian Rezmeriță. Mi-a plăcut că este un tânăr cu viziune, un primar cu viziune, ceea ce bănuiesc că se vede acum în municipiul Lupeni. Am văzut că își dorește să strângă în jurul lui oameni cu experiență din diverse domenii, oameni tineri, oameni care sunt doritori să ajute și să schimbe fața Lupeniului. În primul rând, din acest... Și pentru că am simțit că experiența mea profesională, experiența mea ca om angrenat în acțiuni, angrenat în acțiuni din acestea de voluntariat, îi va folosi echipei dumnealui, în primul rând. Și de ce pot să spun că... De-a lungul timpului am încercat să fiu de folos atât unității în care sunt, atât oamenilor din municipiul Lupeni și, de ce nu, echipei PSD de la Lupeni. Da. Bun. V-ați făcut prezentările, lumea acum cam știe. Să vedem ce proiecte de suflet v-ar plăcea să fie implementate în perioada următorilor 4 ani, în condițiile în care lumea vă va acorda girul, bineînțeles, la alegerile de duminică. Și aș începe cu doamna Cordea. Dacă aveți un proiect de suflet. Da, am un proiect de suflet. Știți că acum, după 3 ani de zile în care municipiul Lupeni s-a schimbat, după 3 ani de zile în care anteriorii consilieri, ca să spun așa, au fost foarte implicați în tot ceea ce a ținut de cultură și de educație în Lupeni, pentru că nu trebuie să uităm că avem și astăzi în Consiliul Local al municipiului Lupeni, vorbesc de cei din membrii PSD-ului, pentru că nu mă pot lega de ceilalți, oameni foarte implicați și oameni de foarte mare valoare din domeniul educației, că până la urmă acolo mă încadrez. Ce mi-ar plăcea mie foarte, foarte mult să facem ar fi ceva legat de ziua de 1 decembrie, că până la urmă sunt profesor de istorie. De ziua națională. Foarte mult. Am ceva în plan, dar nu pot să vă divulg acum aici. O să vin după ce o să ieșim consilier, nu că o să ne mai chemați, mă gândesc. Așa. Și atunci o să vă spun. Nu este ușor când deja lucrurile sunt pornite, când deja este o creștere vizibilă, să vii decât cu un proiect foarte bun. Pentru că unde s-ar desfășura proiectul ăsta? Doar atât. Atâta puteți să-mi spuneți. Unde s-ar derula? Eu îl visez așa cumva pe mai multe planuri. Îl putem face în parc, pentru că noi avem acea piațetă din parcul de la CAP superbă.
îl putem face la palat, dar ținând cont de pandemia asta, cred că mult mai bine ar fi în parc și mi-ar plăcea să implicăm nu doar școlile, ci pe toți locuitorii Lupeniului. Și mai aveți și zona de la monumentul... Și de la monument. Mie mi-ar plăcea în parc pentru că, fiind o zonă mult mai mare ca și spațiu, cred că am încăpea mult mai bine acolo, într-adevăr. Asta ar fi un proiect al meu personal. Eu mi-aș dori foarte mult să fiu implicată în partea de cultură și de educație în Lupeni, pentru că până la urmă la aia mă pricep cel mai bine. Firesc că n-am să dau înapoi nici dacă voi fi implicată în alte proiecte. Eu zic că sunt un om sufletit și un om implicat în ceea ce fac. Atât timp cât îmi dai o sarcină, mă străduiesc să o duc la capăt la cele mai înalte standarde. Deci asta cred că și asta. Asta ar fi un proiect de suflet. Un alt proiect eventual ce v-ați dori în Lupeni? Ce v-ați dori? Ce mi-aș dori? Mi-aș dori... Adică, ca să fie cât de cât și... Realizabil. Se poate realiza. Așa ne putem dori multe. Nu, se poate realiza. Am și vorbit cu domnul primar. Eu sunt proprietar de căței și îmi doresc extrem de mult. Și pentru că am și primit, de altfel, în această perioadă de când am cățelul, de la cei ca mine, ca să zic așa, mămici și tătiși de căței, o rugăminte să discut cu domnul primar și să ne facă un loc special amenajat unde noi să putem ieși cu cățelul, un loc îngrădit. Pentru că sunt foarte mulți proprietari de căței care nu le dau drumul liber. Și atunci... Da. Bine, eu... Ăsta este un alt punct de vedere pe care trebuie să-l subliniez. Aici v-aș completa un pic. Așa. Eu iubesc animalele, am avut cățel, căței, că au fost doi au dispărut la un moment dat, din păcate, și a treia oară am zis nu mai luăm, că decât să ne mai pară iarăși așa de rău, mai bine nu mai luăm. Te atașezi. Dar ce nu înțeleg la proprietarii actuali de căței, la unii dintre ei, dar sunt destul de mulți. Adică din păcate. Iasă cu câinele și nu strânge nimic după el. Să știți, asta e o problemă care e foarte, foarte mare și la Petroșani și în toată Valea Jiului. Este o problemă generală, cred că, pe țară. Acum, dacă îmi permis să intervin, am și eu câteva cazuri pe care le văd dimineață de dimineață. Deci, cred că, în primul rând, ar trebui responsabilizați proprietarii câinilor. Da, facem adăposturi, facem locuri de plimbat câinii, dar cum îi educăm? Sunt foarte necesare ce a spus. Sunt foarte necesare. Cred că chiar două, trei în Lupeni. Da, da, da. Adică nu să vină ăla din Bărbăteni în centru. Sau ăla din centru în Bărbăteni. Sunt foarte de acord. Chiar voi susțin această inițiativă. Mulțumesc. A colegei. Dar cred că, în primul și în primul rând, trebuie educați proprietarii câinilor. Nu este posibil să mergi, să ieși din scara blocului, să lași câinele să-și facă nevoile în fața scării și să nu iei nicio atitudine, să nu faci nimic. Deci asta este o problemă. Este o mare problemă. De fapt, problema asta este... că îi lasă de multe ori liberi și anumiți câini sunt violenți. Să nu asta mai discutăm. Pe... Da, faptul că sunt câini foarte mari, de statură foarte mare, care umblă fără botniță. Ceea ce iarăși este o mare problemă. Acum cu botnița asta eu nu prea sunt de acord, dar măcar ține-l legat. Da, da, uitați, câinele se joacă, nu-i poți controla. Câinele se joacă. Nepoțelul meu chiar asta a pățit cu câinele nostru personal. A sărit câinele la el, s-a speriat. Câinele vrea să se joace, de fapt, nu să-l atace. Nu știi ce este în capul animalului și atunci... Bine, dacă îl ții în lesă, totuși sunt șanse să... Da, dar dacă îi dai drumul... Fără botniță... Înțelese și bietele animale, să-i pui botnița aia... Bine, la un câine cred foarte că... rău, foarte periculos, să zicem, dar nu chiar la orice câine. Păi, normal. De exemplu, noi aveam boxer, dar era pâinea lui Dumnezeu, adică mai iubitoare de copii și de oameni ca și cățelușa aia nu exista. Exact, da, te atașezi deci de un animal. Deci ce să-i pui la botniță, știi? Nu, vorbeam de câinii care sunt periculoși și sunt declarați periculoși. Avem cazuri care au atacat proprii câini, copii. Stăpânul știe că e violent. Exact. Atunci, atunci trebuie să ia măsurile de rigoare. Și bănuiesc deci ideea e bună cu... Nu sunt, să nu înțelegeți că sunt împotriva faptului că domnul primar a stabilit faptul că în parc nu avem voie cu animalele. Eu sunt proprietar de câine, dar nu mi-ar conveni, sub nicio formă, ca mămică fiind, și după ce s-a investit până la urmă atât de mult în municipiul nostru, copilul meu să calce în... Exact.
Și de asta e, da, ideea e bună. Sau să se joace și câinele să sară, așa cum spunea Mihaela, pe copilul meu, indiferent. Ideea e bună și, într-adevăr, la Lupeni, la Petroșani există un singur loc, de cam mic și aici. Da. Și ar trebui, părerea mea, făcută și aici și în alte zone, dar și la Lupeni. La Lupeni nu există niciunul. Domnul primar ne-a dat acceptul, ca să zic așa, acolo în zona monumentului, da, să stăm cu căței. Să știți că în zona aceea, vă spun, da, e greu să ajungă din Bărbăteni. E foarte greu, deci firesc. Deci a făcut unul firesc, și în Bărbăteni, unul, părerea ne-a lăsat pentru că... Și la Ceateu. Da, în fiecare cartier, cu siguranță, trebuie făcută un astfel de loc, sau câte un astfel de loc. Eu stau în zona de jos, eu merg la monument cu cățelul și vă spun sincer că, din păcate, nu am văzut excrementele cățeilor pe jos. Și chiștoace de țigări, pahare aruncate, exact. S-au stricat, din păcate, tot ceea ce cu investiție mare și cu muncă... Bun, aici trebuie să mai luăm în considerare că există poliție locală, totuși, care ar trebui, ca peste tot, nu doar în Lupeni, să-și facă să-și treaba facă mai bine. Datoria mai mult. Asta o spun, așa este. Foarte clar, deci și fără supărare. Cu responsabilitate. Eu am sunat la poliția locală, să știți, datorită unei probleme și nu am rezolvat. Ei ar mai trebui să fie acolo, să patruleze, să vadă, să seara să se uite cine rupe mobilierul, ce fac, pentru că totuși orașul e mare, Lupeniu, dar nu e un oraș super mare, da? Adică poate fi acoperit. Există atâția oameni, se cunosc între ei. Deci dacă vrei să faci într-adevăr o anchetă, cine a rupt mobilierul, cine ce-a făcut, eu nu cred că nu se află. Asta nu există. Da, dar trebuie să avem în vedere că tot se strică din ele acum. Da, bine, acum mai sunt și care se strică, într-adevăr, și... dar sunt și care se strică cu piciorul. Se strică din voință. Da, sau cu voință. Da, cu siguranță. Bun, doamna Cazacu, un proiect de suflet. M-ați luat, uite, m-ați prins a venit cu o idee foarte bună. Poate da, eu... Eu nu-i proprietar de cățel. Da, nu sunt proprietară de cățel, deși fiica mea și-a dorit dintotdeauna, dar un animal și orice animal este o responsabilitate. Da. Și atunci nu am un anumit proiect de suflet. Recunosc că nici dar m-am... ce-ați dorit să se schimbe undeva într-un loc anume? Oricum, în chestie, ce privește activitatea mea profesională, cred că aș marșa foarte mult pe elevi, pe... în domeniul în care lucrez până la urmă. Da. Ce ați vrea să acolo să se schimbe? Să ajute eventuală primăria să se facă? Sau... Pot să spun cu ce a ajutat primăria. O să vă întreb și cu ce a ajutat. Okay. Dar ce v-ați dorit dumneavoastră? Știu eu, ceva mai mult? Sau un oraș, repet? Să fie mai popularizați copiii cu rezultate. Tot timpul ne axăm pe copiii cu situații materiale plecare, cu anumite probleme sociale, dar pe copiii cu rezultate bune și foarte bune nu prea evidențiem. Ei, cred că ei trec un pic mai neobservați. Și păcat pentru ei. Și este păcat pentru ei, pentru societate, pentru părinții care se zbat și probabil aici ar trebui... depus un efort suplimentar și mediatizat, făcut, mai, și mediatizat mai mult. Profesorilor, premii mai consistente, pentru că poți premii, să dai un premiu și la un copil care are rezultate foarte bune. Nu, de exemplu, să-i faci cadou un calculator din partea primăriei, administrației, din partea oamenilor din oraș pentru rezultatele bune, pentru faima care a adus-o liceului, orașului, școlii. Da. Nu doar unui copil care, să zicem, are o situație mai precară, căruia și aluia trebuie să-i dai. În general, dar nu trebuie uitate nici valorile. Ar trebui puse mult mai mult în opinia publică, exact. Aduse în opinia publică mult mai mult, mult mai mult. Cred că ăsta ar fi un proiect. Ce bucurie ar fi pentru un elev, am primit un laptop de la primărie pentru că am câștigat la olimpiadă nu știu ce premiu. Cred că el cu asta va rămâne în cap. De la primărie, peste... de la comunitatea locală, că până la urmă primăria trăiește pe baza unor venituri, exact. Unor taxe. Exact. Ar trebui și comunitatea locală să se implice. Eu știu că la Lupeni s-au dat și... premii, s-au făcut asta, dar totuși, nu, cum ziceți dumneavoastră, trebuie trecut la o etapă mai superioară. Bineînțeles, să implicăm pe toți din cu din banii comunitate. Se stă nu grozav în nicio primărie. Dar totuși trebuie găsit acolo o mică resursă. Mă, câți avem anul ăsta mai bune, așa mai este? Vreo 10. Mă, ăștia 10, hai mă să-i
să-i ajutăm, adică să rămână și să-i le mulțumim. O amintire, uite-mă, exact. Primul meu laptop sau primul meu nu știu ce mi-a fost acordat de primărie când am obținut 10-lea la da. Olimpiadă. Da. Da. Bun. Deci asta... Da, ar fi o idee. V-am spus, m-a prins pe picior greșit. Și acum v-aș ruga să ne spuneți ce credeți că în ultimii 4 ani s-a făcut bine în localitate. Adică câteva din realizările actualei administrații pe care o susțineți în continuare și în care sunteți implicați. Implicate ambele doamne. Pot să continui eu? Dacă tot am pornit pe linia de liceu. Aș vrea, am remarcat și v-am spus, de asta m-am și alăturat echipei PSD Lupen. În mandatul domnului Lucian Răzmăriță, acum 3 ani când a fost investit, mi-amintesc că ne-a chemat la o ședință la primărie, director și contabil, acolo unde am discutat despre bursele elevilor. Asta presupunând burse de merit, de performanță, burse sociale, burse de studiu. Știu că domnul primar avea o idee, să zicem, de la Petroșani, unde bursele de merit se acordă doar de la media 10. Numai pentru media 10, bursele de merit. Ei, am apreciat faptul că a fost deschis la dorințele noastre de a premia copii nu de la 8.50, cum spune legea, în cazurile generale, ci de la 9 și chiar 9.50. Și am remarcat că în ultimii 3 ani numărul de burse acordate din banii primăriei au crescut la toate unitățile școlare. Ceea ce pentru mine a fost și pentru copii și pentru părinți a fost un lucru foarte bun și de apreciat. Și asta a demonstrat că primarul n-a uitat profesia de bază și faptul că a lucrat cu copiii și că apreciază valoarea lor prin aceste burse. N-a uitat, clar, pentru că când a venit aici n-a mai existat să calculez, da, iar vorbeam de milioane de euro ce vor intra pe proiecte, numai pentru școli. Da, pot să spun... Deci nu mai termina lista. Da, păi de exemplu, anul acesta a semnat deja clar. 2 contracte pentru 2 dintre unitățile subordonate liceului teoretic, adică structuri, școala 1 și școala gimnazială numărul 2. Sunt 2 proiecte de anvergură, pe bani mulți și încă un punct în plus pentru care m-am alăturat primarului Lucian Răzmăriță și echipei PSD, faptul că a înțeles și are viziunea de a accesa proiecte și de a ridica valoarea orașului prin proiecte. Păi asta e filozofia modernă acum. Proiecte europene, în primul rând. Finanțări, cât mai puțin bani de la buget și cât mai mulți bani europene atrași. Oricum există o cotă și de la buget, dar în general... Asta e un primar modern, acum, în momentul de față, așa gândește. Da, și eu îl văd un primar cu viziune. Investim de la buget. Se investește ce? Câteva miliarde acolo. Bugetul unui municipiu cum este Lupeni, cu siguranță nu e atât de mare ca al Timișoarei. Păi cu banii dacă te pui pe 2 proiecte adică serioase, e terminat. Să nu facem mai nimic. Da, sunt 2 proiecte care vor intra în următorul mandat, pe care și l-a propus și pe care noi, echipa PSD de consilieri, îl vom susține. Și chiar toată lumea este foarte mulțumită pentru că, de exemplu, școala 2 rămăsese un pic în urmă la modernizări, la dotări și acum a obținut chiar 2 proiecte. Parțial și școala 3. Și acum și școala 3 și școala este. 3 este. Pentru că știu că acolo am învățat eu și exact. La un moment dat arăta chiar jalnic și încet, încet văd că se ridică. Acum un nou proiect. Faceți teren de sport da. Și văzut. Sus la grup. Grupul iarăși. Investiți, acum deci, un pic mai trebuie pe la teoretic. Pe la... Da, chiar am discutat. Dar am înțeles de la domnul primar că îi vine rândul și nu au existat linii de finanțare da. Pentru liceele teoretice. Am întrebat și eu acest lucru și nu au existat. Acum urmează, să sperăm că în anul bugetar următor de proiecte vorbesc, se vor acorda fonduri și pentru liceele teoretice. Și atunci tot Lupeniul va fi ultramodern. Și am și insistat, pentru că liceul teoretic din Lupeni, la fel ca liceul teoretic de aici din Petroșani, sunt 2 licee care duc faima, în momentul de față, faima Văijiului. Da. Ca și vorbesc rezultate, nu știu ce, nu știu cum, an de an, sunt pe primele locuri. În top 5, hai să zicem, sau top 3.
Acum, știu că asta înseamnă o bună, o bună colaborare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu vorbesc de rezultate. Deci rezultate, și noi avem rezultate, dar o să venim să vi le prezentăm într-o altă discuție. Sunt date de inspectorat. Da, nu le contest. Da. Nu le contest. Uite, o să trageți mai tare și așa, o să îi luați cu liceul de informatică pe cei de la teoretic. Sunt convinsă că o să mergem ascendent. Competiția e deschisă, nu? Firesc, da. Firesc. Și eu n-am bine zis-o să cu, fie competiție. Eu n-am zis-o cu răutate. Nu, nu. Am spus-o cu ce spun datele statistice. Da, în ultimii ani. Acum, firesc, către Lupeni, liceul teoretic, clar, din punct de vedere al actului educativ sau, cum nu cred că mă exprim neapărat corect, al rezultatelor, este clar superior liceului industrial, la fel cum tehnologic, de că la noi așa se numește la Lupeni, la fel cum clar liceul teoretic din Petroșani este superior, trebuie să recunoaștem, din punct de vedere al rezultatelor, tuturor celorlalte licee din Petroșani. Da, și dar tuturor trebuie celorlalte licee teoretice din județ, că aici e da, chestia. Da. Că nu doar și liceul de la Lupeni vine din urmă, adică, cum să spun, trage tare. Dar nu înseamnă că informatica se lasă mai prejos. Corect. Nu, cu siguranță nu. Da, cu siguranță nu. Bine, acum, dacă stăm să vorbim de licee valoroase și informatica intră într-un top 10, mulțumesc, zece, ați văzut că v-am adus unde am vrut eu. Cred că acum, după 3 ani de politică, mă mai învârt bine, da? Da, nu, deci, nu, corect. Adică, pe vremuri, toată lumea vroia la informatică. Lucrurile se mai schimbă, pentru că și pe vremuri, și pe vremuri am înțeles că vroiau toată lumea la grup și acum toată lumea vrea la teoretic, da, la Lupeni. Să nu uităm, vedeți, pe lucrurile vremea soțului meu, când era elev acolo, liceul tehnologic era cel mai bun liceu. Îl depășea liceul chimic, cum era la vremea respectivă. Și domnul, eu așa am înțeles, recunosc că n-am terminat acolo liceul, dar știu că erau... Nu, erau apropiați, dar chiar să depășească nu. Vă spunea unul care a făcut acolo da, și da. Eu așa am înțeles din discuție. Acum, în schimb, totdeauna a avut o dotare mai bună în liceul tehnologic și, și o amplasare mai bună decât liceul chimic. Adică la chimic un teren prost de sport, de nu se poate, acolo avea o bază sportivă cu iarbă, cu nu știu ce, tot timpul. Vă invităm acum la teoretic, fiindcă avem un teren de sport în aer liber, cu iarbă foarte, cu un gazon extraordinar. Acum da, dar s-a mai schimbat treaba, dar și acum încă mai am înțeles că mai trebuie încă destule, dar se vor rezolva de la domn primar, am înțeles. Da, bun. Următorul mandat este în plan și liceul teoretic, din câte știu eu. Bun. Câte școli aveți acolo în subordine? Cum vă descurcați cu bugetul? Primăria, actualul primar, a reușit să rezolve situațiile financiare? Deci, dotare, acum cu situația de pandemie, cum stați? Da, liceul teoretic, cum am mai spus, are școala gimnazială numărul 2 și școala gimnazială numărul 1. Da. Bugetul, în general, este făcut per capita, se primesc bani, este o finanțare de bază, care se primesc bani pe numărul de elevi și este o finanțare complementară, suportată de la primărie și asta înseamnă că din finanțarea de complementară de la primărie se plătesc burse, naveta cadrelor didactice, deplasările elevilor la olimpiadele școlare și drepturile elevilor cu CES. Despre burse v-am spus, în fiecare an numărul a crescut, bursele noastre sunt achitate la zi, acum, din ce știu eu, pe tot orașul deci sunt achitate. Situația financiară e... Ni s-au acordat bani în fiecare an. Echilibrată, da? Da, echilibrată. Și cu chestiile astea legate, măsurile astea... S-a făcut în luna iulie s-a făcut rectificare de buget și noi ne acordă banii de la începutul anului financiar. Așa. Și acum, pentru că a apărut această situație de pandemie, a trebuit să facem o rectificare de buget, să schimbăm între aliniate, dar am avut dotări și de măști, și de dezinfectant. Pot să spun că liceul nostru a făcut dezinfecția înainte de a se stabili starea de urgență. Deci noi am anticipat într-un fel și am făcut acest lucru. Am avut chiar și control de la DSP și toate magazinele noastre erau pline cu materiale dezinfectante. Deci din punctul ăsta de vedere stăm foarte bine și am primit și banii necesari. Deci nu sunt probleme. Nu au fost niciodată probleme, nu. Și cum e situația în liceu, dacă tot am vorbit?
Se respectă treaba, măsurile, elevii? Eu nu interacționez foarte mult cu ei, dar din ce văd, sunt foarte, s-au adaptat repede și bine și sunt foarte organizați și foarte, nu vine cuvânt acum, disciplinați, așa, mulțumesc, Anca, da. Drag. Deci erau, sunt foarte disciplinați, nu i-am auzit făcând gălăgie, nu i-am auzit, dacă în fiecare zi li se spune să vă dezinfectați, avem aparate de dezinfectat cu senzor la toate cele trei ieșiri, vorbesc în liceu teoretic, deci, și la școlile generale, tot așa, la fiecare ieșire este câte un aparat. Bine, sunt și la liceu, deci sunt prea mari să se joace de-a cowboy și... Da, și la școlile generale, masca să știți. Pe față. Da, nu. Dar sunt foarte disciplinați și au înțeles gravitatea situației, deși nu le convine, așa cum nu ne convine nici nouă, ca adulți. Masca aceea nu este ușor de purtat atâtea ore, dar sunt disciplinați și eu i-am apreciat pentru lucrul ăsta. Ce se întâmplă la clasele noastre cu pandemia asta, dacă tot vorbim? Eu predau și la gimnaziu, predau și la liceu. Ați fi surprins să vedeți că inclusiv cei mici, și știți, chiar cei mici de clasă pregătitoare, de-aia mi-a venit cuvântul ăsta atât de repede, pentru că, într-adevăr, așa sunt. Sunt foarte disciplinați, s-au obișnuit foarte repede. Dacă în anii trecuți, să știți că plângeau să intre cu părinții în școală, acum au înțeles până și cei mici că nu e voie. La fel ca în fiecare școală avem intrări și ieșiri distincte, facem învățământ noi acum în sistemul acela hibrid. Lucrurile funcționează bine și chiar foarte bine, pentru că noi am învățat pe copii încă din primăvară, la noi la informatică așa s-a lucrat, în sistem online, și lecțiile s-au ținut într-adevăr în sistem online și acum le este foarte ușor, să știți. Cu mască stăm cu ea, că vrem, că nu vrem, că ne place, că nu ne place, 6 ore pe zi, poate copiii de multe ori mai mult decât noi, o suportăm cu stoicism, bine, că nu avem de ales. Am auzit copil care zicea, acum vine ca mască, că poți să scoți limba la profesor. Se poate și așa. Nu e nicio problemă asta. Sau să râd și nu mă vede. Da, nu e nicio problemă, să știți. Dar se vede când zâmbești și după mașină. Și după ochi. Așa zâmbesc că nu ochii. E niciun... Dar e mai greu să-i vedeți acum dacă... Mai greu, dar nu e imposibil. Și un cadru didactic vă dați seama, de exemplu, citește, când se râde la oră, imediat vă dați seama, dar nu știți care râde. Îi aflăm, că îi recunoaștem, ce... nu există. Mai și glumim. Bun. Oricum să știți că a fost o muncă infernală. Noi, chiar dacă în perioada, în aprilie, martie-aprilie, a fost tare de urgență, noi am lucrat, unii dintre noi, și aici aș vrea să fizic le aduc... Fizic la școală? Da, fizic la școală, vreau să spun. Administratori, femei de servici sau îngrijitoare, cum le spune, muncitori, paznici, toată lumea a lucrat și a fost o muncă de echipă extraordinară. Și foarte, s-au disciplinat foarte mult și au înțeles gravitatea situației și atunci... Și eu personal aș vrea să le mulțumesc, cel puțin la cei din subordine, adică de la unitatea mea școlară. Merită toate aprecierile noastre, fiindcă munca lor nu se prea vede. Bun. Unde credeți că ar mai trebui lucrat în prisma administrației locale în Lupeni? Eventual, ce ar mai trebui continuat, mai ales acum când vor veni aceste sume mari de bani în intervalul 2021-2027? Ce proiecte ar trebui făcute, după părerea dumneavoastră, mai repede? În primul rând și aveți și în program, că mă gândesc că aveți și program electoral. Da, dar în primul rând cred că ar trebui să se așeze la masa tratativelor, asta e o părere de-a mea personală. Da. ONG-urile, societățile comerciale, școlile, instituțiile publice și primăria. Să vadă care sunt liniile de finanțare, să încerce să facă proiecte comune sau, dacă nu individual, depinde cum sunt liniile de finanțare, și să se pună de acord pentru bunăstarea și dezvoltarea municipiului nostru. Pentru că dacă altfel unii spunem hoi și hoi alaltia, nu o să rezolvăm niciodată nimic pentru municipiul nostru. Deci ar trebui să existe o unitate. Lucrurile astea mă gândesc că se discută și în primărie și până la urmă tot Consiliul Local e cel care aprobă un proiect sau altul. Corect. Deci trebuie discutat, părerea mea, exact cum, dar să nu fie discuții de genul ce se fac la... la aprobarea bugetului, adică înainte de buget e dezbatere publică și vin trei oameni.
Între oameni, abia mai strâng prin acolo, prin primării, mai a adus cu unii alții, hai mai veniți să fiți mai mulți. Ei, eu am văzut că unii sunt informați când sunt gropi sau ceva, dar dacă e vorba de buget, nu vor să vină la dezbatere. Și după aia să plâng că nu le place aia, exact, că nu e aia. Asta am remarcat. Hai, omule, și vorbește, spune primarului, spune-le consilierilor, știu cine exact, mai pe acolo. Exact, oamenii sunt foarte deschiși, dar vină cu idei și cu soluții. Ce mai spune că, uite, eu în zona mea nu am coș de gunoi, eu în zona mea nu am nu știu ce, în zona mea, și atunci ei se poate să. Dar nu noi ne bucurăm. Deci de asta a spus, să nu fie nu și discuțiile astea tot așa. În contradictoriu? Nu, adică că nu vin, că nu participă. Păi noi invităm, până la urmă noi ne facem datoria și primăria și consilierii locali ne facem datoria, dar cred că așa ar trebui văzute lucrurile. Da. Noi ne bucurăm de deschiderea unui primar care este, așa cum spune sloganul nostru, pe primul loc oamenii. Să știți că de foarte multe ori, prin plimbările prin oraș, foarte mulți oameni l-au oprit pe domnul primar să-i spună fel de fel de probleme care sunt. Și inclusiv nouă, să știți. Și s-au rezolvat foarte repede, foarte bine. Chiar acum câteva zile l-am rugat vis-a-vis de o canalizare de lângă blocul meu, nici o jumătate de oră mașina a fost acolo, nu poate primarul, nu pot consilierii, nu pot cei de la primărie care se ocupă strict de problema asta să fie în toate locurile. Este foarte importantă colaborarea tuturor celor din municipiu și zic eu că un simplu telefon, indiferent unde, către primărie, către consilieri, către cei pe care îi cunoști, că din vorbă în vorbă tot se ajunge acolo unde trebuie, să facem în așa fel încât să rezolvăm toate problemele. Chiar dacă poate mie mi se pare mică problema Mihaelei, eu sunt convinsă că ei se pare mare. Și atunci, un pic câte un pic, fiecare rezolvăm în așa fel încât să fim toți mulțumiți. Dar trebuie să înțelegem că dacă s-a făcut acum aici, nu poate să-mi facă și mie mâine tot aici. Mâine va trebui să meargă cu o rezolvare a unei probleme într-un alt cartier. Lucruri pe care le-am întâlnit acum în campanie, oamenii s-au plâns de, eu știu, de o bancă, să zic, și a spus, da, aici au pus și acolo nu. Păi da, dumneavoastră nu v-a făcut nimic? Ba da, mi-a asfaltat. Păi stop, atunci trebuie să înțelegem și noi, fiecare dintre noi, până la urmă, că nu poate face primarul doar în Bărbăteni, sau doar la monument, sau doar la CAP. Primarul este primarul tuturor, indiferent că l-am votat sau nu l-am votat. Corect. Clar. Deci trebuie și ce ați vrea așa un proiect să se întâmple? La asta nu m-am mai gândit ce aș vrea mai târziu. Adică are domnul primar atât de multe... Păi, de pe lista aia. De ce, pe lista? Ce v-ar place să fie făcut mai repede? Ah, să-mi bage gaz la casă. Da, este un proiect. Este un proiect mare și frumos. Și foarte mulți oameni îl așteaptă cu brațele deschise, ca să zic așa, pentru că e clar că e... Da, a vorbit de ca proiectul cu gazul. Sumă e foarte mare. Da, este. Și nu toți își permit. Sunt foarte mulți oameni care nu pot să dea. Am înțeles, 1900. 1900 de case, de case este viitorul proiect care am până înțeles acum nu s-a este... putut, acum există și legislație. Și bazinul de not. Da, aia vreau eu, mi-ai furat vorba din gura. Noi ne dea suntem la aceeași echipă ca să... pentru copii, mă gândesc. Da. Și pentru și copii pentru și pentru noi. Până la de urmă, ce nu? Sunt și convinsă. Ți-ar ușura. Ați venit vreodată la Petroșani? Da, eu am fost, chiar am fost și... Am abonament și la teatru, am fost și la piscină, ce pot să zic? Deci, cinematograful iarăși este un obiectiv pentru copii. Da, pe este care necesar. Și este, cred că va fi un succes va fi și acest un punct ban. De atracție, aproape pentru și Straja. Pentru cei din Straja, da, sigur. Da, va fi un acolo, atracție. Bine, lângă bazin mai trebuie făcute unele altele, în ce sens? Dacă în primul rând am observat că a început să se dezvolte și zona de la baza. Agrementul. Da, la agrement. Pentru că acolo, sunt ceva dacă tine... se dezvoltă lângă bazin, încă ceva va fi. Dar în momentul în care vor mai exista vreo două, trei terenuri de sport, poate un complex hotelier. Am văzut că s-au mai dezvoltat, s-au mai deschis câteva... Pe linie privată. Da. Multe. Parcările, extindere, am înțeles că e proiectul cu... Aveți un avem proiect deja, de... Da. Parcările. La parcări foarte... acolo, la baza telescaunului. Și sunt și câteva inițiative private acolo. De exemplu, este Poeniția, este... Deci asta v-ați dorit noastră. Deci cinematograf, a zis, da, piscină,
Da, locuri pentru tineret, da. Ca să nu vorbim acum. Da. I-am ascultat pe contracandidați. Da, este nevoie de anvelopalea blocurilor, sunt nevoie asta lifturile. Asta cred că, iar o problema numărul 1, anvelopare și acoperișuri. Sunt o grămadă de nevoi. E adevărat, dar trebuie să le prioritizăm. Și... deci vor fi fonduri acum în 2021-2027, pentru că toată Valea Jiului are nevoie de anvelopare de blocuri, de reabilitare termică, cum se spune, și de acoperișuri. Din ce știu... Dacă mergeți cu mine la Petrila, o să vă arăt acoperișuri care stau pe marginea Jiului să cadă. Eu nu știu, la un moment, cum au oamenii curaj să treacă pe acolo. Deci da. Se văd, sunt vizibile, urâte. Două, trei blocuri. Oricât încearcă unii să ne contrazică, este nevoie de asociația de locatari. Fără asociația de locatari nu aici se poate. Și vă dau un exemplu simplu și de implicarea oamenilor da, până la urmă. Un punct sensibil. Oamenii trebuie să fie conștienți că trebuie să contribuie la acest bun al lor. Eu am văzut doar femeia de serviciu, nu reușește să plătești. Aveți asociația la blogul dumneavoastră? Nu avem, păi, din păcate. Nu există, nu. A existat. Am trebuit să luați prima inițiativă până la urmă. Este în proiectul meu, dar nu vreau să dezvălui chiar tot ce intenționez. Deci până la urmă, fiecare ar trebui să se implice, mai ales din factorii, știu eu, din consilierii locali, dacă mai ales, să facă asociații de proprietari. Pentru că nu se vor putea atrage fonduri europene pe reabilitare de blocuri. Clar. Și pentru reparații de acoperiș sau toți schimbări. Toți spun treaba asta și domnul primar. Dar asta înțeleagă. Legislația, nu este da, ca așa vrem noi. Lumea trebuie să înțeleagă și să facă treaba asta. Bineînțeles, dacă vor un minim de confort. Asta o tot spunem aici la emisiune, dar parcă văd că rămân numai chestiuni de campanie și parcă văd că peste 2 ani foarte puține primării vor fi puse la punct din punctul ăsta de vedere. Din păcate. Să sperăm asta, că la noi nu. Da, eu sper să nu, dar n-am zis lupeniu neapărat. Dar da, o să vedem că să fie un că rămâne ca pe o zonă, da. Și după aia fiecare vor pune vina pe fiecare. Administrațiile că oamenii n-au urât ăsta și oamenii că n-au urât primăriile. Și oamenii trebuie să înțeleagă... Peste 4 ani la următoarele alegeri, iar auzim aceleași... Oamenii trebuie să înțeleagă trebuie să vorba Mihaelei, nu se poate inițiativa să vină din partea primăriei. Da, primăria, și din partea primarului, nu poate să le gândească pe toate. De multe ori a spus nu domnul primar. Nu poate să vină, dar trebuie totuși și primăriile să-și ia domnul primar a spus în numărate rânduri că susține... doar că trebuie să avem asociație. Și asta nu poate să o facă primăria. Și asociația trebuie să fie condusă da, de un președinte. Da, nu poate să facă primăria, să cheme oamenii, să stea de vorbă, să facă întâlniri, pentru că și primăria are interesul ca orașul să arate bine. Sunt de acord cu noastră, dar o asociație de proprietari are un statut juridic. Corect. Da? Acea asociație de proprietari este condusă de un președinte. Primăria, de un... dacă vrea, îi urnește. Păi clar. Nu numai primăria, trebuie să existe oameni, așa cum și suntem și noi. Și dacă vor veni chestiile astea, banii ăștia europeni și primăria nu atrage, primăria poate să-i facă și să găsească modalități să-i facă pe oameni să vină. Dar trebuie să găsești un om voluntar de la o asociație care să vrea să se implice. Că nu asta cred că nu există soluții și zic, se poate soluții implica. Sunt, voința e mai mică. Sunt, dar o să ne mișcăm. Pentru că a reușit în atâția ani, în cei 3 ani, domnul primar să ne miște foarte bine pe toți. Să ne implice foarte bine pe toți, sau pe marea majoritate, cei care și-au dorit, în tot felul de proiecte. Uite, și nu cred că nu vom reuși să facem exemplu, și treaba acum asta. Acum fac câteva sute de oameni în campanie, da? Da. Da. Asta în partid. Da. Tot acești oameni, aceste câteva sute de oameni, pot să facă campanie și pentru asociațiile de proprietari. Fiți convins că la Lupeni campania nu se oprește acum, în 25, păi în 26, în 27. Pot să facă campanie și pentru asociațiile de proprietari, de exemplu. Eu știu că este cineva în Lupeni cu o inițiativă, nu pot să divulg, îmi pare rău că nu pot să divulg, dar care a propus, a fost la domnul primar, o doamnă foarte voluntară, care a locuit în Lupeni, a plecat, s-a întors. Și doamna chiar are un proiect pe asociațiile de locatari și dorește să se implice și atunci așteptăm finalul alegerilor și de acolo vom demara o grămadă de... Și treaba asta e valabilă în toate localitățile, repet. Nu da, doamna e din Lupenia noastră. Da, e doamna e din Lupeni și nu pot să vă divulg. Deci, și are. Să sperăm că se mai găsește o doamnă și din Petroșani, și din Vulcan. Dacă nu se ne cheme pe noi. O doamnă sau un domn și din Petrila. La Petrila stau mai bine cu asociațiile de proprietari.
da. Cât mai multe. Nu, trebuie să oameni implicați. Nu poți să faci nimic dacă cineva nu se implică. Și da. Cineva nu-i coordonează, că trebuie să existe un motor ca să faci lucrul acesta. Foarte în orice domeniu și în orice instituție. Am un șef, un lider, zic eu. Da. Am intrat în următoarele 5 minute ale emisiunii. Văd că doamna Cazacu răsuflă ușurată. Trecut repede. Mi-au mai trecut emoțiile, să spun așa. Dar cum putem începe? Da. E mai ușor acum. Acolo sunt camerele. Fiecare câte un minut, două, trei, cum doriți. Vă rog să le spuneți cetățenilor din Lupeni de ce PSD Lupeni, de ce echipa primarului Lucian Rez merită pentru alegerile. Deci la mine am cu... Vă rog. Eu zic că tot ceea ce s-a făcut până acum în Lupeni este până la urmă o carte de vizită, în primul rând, a primarului Lucian Resmeriță. Este un om între oameni, un om care este implicat, un om care este dedicat meseriei, un om care este dedicat oamenilor pe care îi conduce, până la urmă îi coordonează, acolo lider este. Nu pot continua schimbările în Lupeni, din punctul meu de vedere, și susțin cu tărie treaba asta, fără ca la primărie să fie în continuare Lucian Resmeriță. Nu, Lucian Resmeriță nu poate continua proiectele din municipiul Lupeni fără să aibă un consiliu local majoritar PSD. Ca să nu mai întâmpine problemele pe care le-a întâmpinat în acești 3 ani de mandat, și sunt convinsă că nu sunt prima din gura căreia auziți astfel de afirmații, pentru ca Lupeniul să se schimbe și să se schimbe în bine, și sunt convinsă că așa va fi, Lucian Resmeriță are nevoie de oameni care să-l susțină. De oameni implicați, sunt convinsă că toți cei din municipiul Lupeni au studiat foarte bine lista de consilieri locali. Știu și ne cunosc pe fiecare dintre noi ce facem și cât de dedicați suntem fiecare dintre noi, nu neapărat în meseriile noastre, ci până la urmă în tot ceea ce am făcut în această perioadă, și sunt ferm convinsă că seara de 27 va fi pentru noi una câștigătoare și cu siguranță vom pune în continuare pe primul loc oamenii. Noi toți cei care facem parte din echipa PSD Lupeni, pentru că nu suntem doar acești 24 care am încăput pe o listă de consilieri, noi suntem toți. Și în orice ordine am fi pe lista de consilieri locali, nu este important. Indiferent că este poziția 2, pentru că prima este a domnului primar, 3, 5, 8, 20, 24... În orice ordine am fi, noi toți ne implicăm în egală măsură, și chiar dacă nu suntem pe lista de consilieri, pentru că și la activitățile noastre ați văzut că suntem cu zecile, nu doar cei 24 de consilieri. La fel de implicați și de dedicați. Da, doamna Cazacu, ultimele 2 minute vă aparțin. Votați PSD Lupeni, pentru că și fiți alături de Lucian Resmeriță și echipa de consilieri PSD Lupeni, pentru că au demonstrat în ultimii ani seriozitate, conștiinciozitate, spirit de echipă, și pentru că vom demonstra că se poate. Gata. Atât. Da, se vede că aveți emoții, nu e nicio problemă. Lumea, acum nu mai am, dar... Înțeles, cred lumea că... înțeles. Duminică, ca în toate localitățile, vom vedea rezultatul și la Lupeni. Vom vedea dacă PSD Lupeni a reușit ce și-a propus. Ce să vă zic, vă doresc, ca și tuturor invitaților, baftă în alegeri. Mulțumim să fie. Mulțumim. Și Doamne ajută. După alegeri vă doresc să faceți ceea ce trebuie și ceea ce v-ați propus și ați promis oamenilor pentru localitatea Lupeni. Ne dorim sănătate, că voință și avem, cu siguranță. Rând, cu siguranță. Vin de la sine, cu muncă și cu inteligență. Acestea fiind spuse, stimați telespectatori, încheiem această emisiune. Urmează o nouă emisiune electorală, după care încă una și încă una, așa că rămâneți cu Capital TV Petroșani pentru a vă lămuri ce, adică unde veți da, veți pune ștampila duminică 27 septembrie la alegerile locale. Până la următoarea emisiune, la revedere!